O nouă fraudă capătă contur în România. O țeapă, cum se spune pe românește, dată în numele companiei Enel. Sistemul este simplu, oamenii sunt sunați și păcăliți să își trimită datele, iar de aici încolo orice hacker se descurcă. Totul începe cu un telefon primit de la o așa zisă reprezentantă a companiei Enel, iar discuția este despre liberalizarea pieței energiei, despre un nou contract sau, cum s-a întâmplat în anumite cazuri, mutarea unor contracte de la alte companii distribuitoare de energie sau gaze naturale la Enel. Luați însă la bani mărunți, cei care sună în numele Enel închid telefonul și aici se oprește tentativa. Problema apare însă în cazul oamenilor bătrâni și singuri, care nu se pricep și se sperie atunci când aud că ar putea rămâne fără gaze sau fără lumină, iar atunci totul devine foarte ușor. Se dau toate datele și, în scenariul preferat de infractori, se și încheie un contract pe loc, prin telefon. Cei care cad în plasă încep chiar să și plătească facturi, fără să știe că plătesc de fapt unui infractor. Iar tentativele nu sunt puține. Mulți utilizatori de pe internet au reclamat faptul că au fost sunați de la același număr și li s-au cerut datele sub pretextul liberalizării pieței de energie și reînnoirii contractului cu Enel. Utilizatorii spun că au și reclamat la Enel, până acum însă nu știu dacă s-a luat vreo măsură.